Voi ați ales, noi am numărat și a ieșit acest rezultat. Ați vrut să fie război între Naș și Finea? Fiți atenți ce a ieșit. Eu zic s-o complicat de tot lucrurile, așa că urmăriți ce urmează. Aurică, ai complicat totul. Ia ca finii noștri nu mai au nici sală, nici formații. Asta merită, mitică. Maria, dacă era o fină adevărată, comunica cu mine și nu ni trezam că trebuie să plătim noi totul. Așa ceva nu se face. Bun, și gata, li spunem că nu mai vrem să fim nași? Asta depinde doar de ei. Dacă vor să le fim nași în continuare, trebuie să facă cum le spunem noi. Și cel mai important... Știu, să nu cheltuim niciun ban. Bravo, nașule! Bravo! Așa te vreau! Vai! Dar știți ce mi-aș dori eu tare mult? O coroniță de aia cu diamante! Că sigur s-a sortez candelabru de la locații. Am o locație superbă! Avem proțap, avem bere, avem hostese și cel mai important o rochie de milioane. Totul datorită nașei mele, care mă iubește tare mult. Nu-i așa, nașă? Da! Ia din nașle și pantoșmecherea. O să le rup talba la nuntă. Lași informații, avem, cred și eu. La mie îmi place ăla cu țambal, nașule. Dacă n-ai țambal la nuntă, nu mai trebuie să mai faci nunta. Degeaba o faci dacă n-ai țambal. Nu-i așa, nașule? Da, oi, Cornel. Ai dreptate. Care din astea două colierii mai scump? Ah, perfect! Ăsta-mi plăcea și mie. A noi nu spune problema de bani. Care sunt și mai scump? Se potrivește cu tenul meu. E un bărbat îngrijit. M-a spălat azi dimineață chiar. Băi, nașule, băi, și mă bucur că suntem împreună în momentele astea frumoase. Și apropo, neam din neamul meu nu a avut un costum așa scump. Dar nu se pune problema că eu nu am bani. Are nașul până la urma urme. Nu-i așa, nașule? Eu, Corneli? Nașul, nașul bogătașul. Mitică, vin o leacă. Am impresia că Maria vrea ca tot noi să-i plătim și rochea de mireasă. Nu numai Maria. Și Cornel îmi bate apropouri să-i cumpărăm tot noi costumul. A, da? Atunci ne-a mai rămas o singură variantă. Să știi că Mitic cu Aurica au luat-o la fugă. Cred că s-o fi prins fă că trebuie să plătească ei. Tu cum vii îmbrăcată la nunt? Sau tu ai costum de ăsta făcut la comandă? La care nuntă? Nunta lui Cornel cu Maria. Care Maria? Maria ta e. De fapt, ei Ioane, tu n-ai divorțat de ei? De cine e? De Maria mea? Din câte știu eu, nu. Păi, legea. Eu, Ioane, mă duc, am o leagă de treabă și, nu știu, un jumătate de ori fel... Ia stai, Oleac. Zi mai bine, mai repede tot ce știi, ca să mă pun calul pe tine. Hai. Păi, Ioane, eu nu știu mare lucru. Ce știu e că... Mitică cu Aurica o să le fie nașă. Eu le-am făcut verghetele și m-am ocupat și de dansul mirilor. Și mai știu e că nunta se ține într-un local de ăsta de lux. Și parcă știu, le cântă și o formație de asta de tot. Da, atât știu, mai mult nu știu. Ascult ce zic eu. Tu te-ai dracu de aici cu glumele astea proaste ale Italiei. Ei, Maria e femeia mea, pum. Păi cum să fie femeia ta, Ioane, dacă o da divorț de tine? Nu, că tu ești prost. Nu vrei să înțelegi că eu n-am semnat nimica, nu? A, ești misterul, Ioane.
există act doveditor, precum că voi doi ați divorțat-i. Acum știi, vă dai bani. E, Viorele, nu e niciun mister aici. Tot e foarte simplu. Maria e femeia mea. Bă, chiar mai multă seară mi-au făcut și masaje. Ei, Ioane, mut nebunul că te ești mai nebun ca el. Nașule! Nașa! Am venit să vă aducem factura de la rochii și de la costum, că-i pe numele nașilor! Nașa! Nașule! Nașa! Nașule! Haideți că v-am adus factura de la rochii și de la costum, că-i pe numele nașilor! Aici erați! V-am adus factura de la rochii și de la costum, că-i pe numele vostru. Nu plătim nimic! Poftim? Nu pofti că ți s-a pleacă! Fă da tu ai impresia că eu sunt milionară, mai pot să plătesc și locații, și formații, și costum, și rochii, și verighetii. Mâini poi mâini mă trezesc că vreți să vă plătim și luna din miere. Nu cumva vreți și o vacanță în Tenerife? Păi da, nașa, dar și idei bună! Cornel, nu te băga, stai jos! Fă, Mărie, dar tu ai impresia că eu sunt proastă și nu mi-am dat seama că ai vrut să ne pui într-o situație jenantă? Am ajuns să fug cu ăsta și să ne facem de rușini? Află că de azi nu mai ești prietena mea, nu o să-ți mai fiu nașă și nu mai ai ce căuta niciodată în ograda mea. Iar tu, Corneli, să te duci să bei vin la măta! Păi, dar tu mă crezi pe mine proastă? Crezi că eu nu știu că alea nu erau verigheti și erau piuliții zgârciților care sunteți? Și l-ați alungat pe Viorel de aici din curte să nu-l înveți pe noi să dansăm frumos și faci prostii voi aici în fața noastră. Și să nu-ți mai zic că știu că ai făcut intenționat și te-ai certat cu organizatorul, ca să nu stau eu liniștită. Și tu, Mitică, ești degeaba. Păi ai grijă cu tonul la mine în ogradă, da? Află că ți-am anulat și locația și formația, iar factura asta nu-i bună nici la WC-ul, că mă irită. Vrei rochii de milion? Vrei locații scumpe? Vrei să mă doare? Plătesc cu bunia! Vă doresc, sărăcii! Nu mă lăsați să mă doare! Asta e vinul ăla care trebuie să fie la nunte? Doamne, mă, și mergea cu antricotul de vită! Ăla de la felul principal, ei! Bă, Cornel, până la urmă de la și ne-am luat-o. Dar nu știu, Mitică, dar eu chiar voiam să-mi fii nașă. Dar și eu voiam să-ți fiu nașă. Bun, și care-i problema? Problema-s femeile. Mereu a fost problema el în viață. Bă, dar apropo, și urât sună fostul nașă. Hai să rezolvăm problema. Faurică, gata! Ce vrei, Mitică? Vrei să te părăiesc și pe tine? E nu coace, că trebuie să rezolvăm odată pentru totdeauna. Foștii noștri fiind, eu vă înțeleg că ați vrut o locație luxoasă, o formație bengoasă, tu, Marie, o rochie spectaculoasă. Dar trebuie să ne înțelegeți și pe noi că nu sunt bani! Nu sunt! Dacă nu am, nu am! Aia e! Suntem săraci! Bun, na! Și până la urmă și facem fostul naș. Dacă vreți să vă mai fim naș în continuare, o să faceți după cum vă spunem noi. Ia să văd eu ce alegeți voi acum. Știți foarte bine că totul depinde doar de voi. Așa că intrați pe Instagram, pe pagina 3 chestii și la ultima postare scrieți în comentarii varianta voastră. A, să accept propunerea Uricăi și să văd ce nuntă îmi pregătești. Sau B, să nu accept nicio propunere și să-mi văd eu de treaba mea. Hai, repede la postare în comentarii cât tare-s curioasă să vă ce ies.